România este țara în care se moare de secetă la un kilometru de Dunăre și în care în secolul 21 facem agricultură pe bază de acatiste, a spus președintele Camerei de Comerț și Industria României. Șeful CCIRE a mai spus că este necesară renunțarea la ideea de producție la hectar pentru concentrarea pe procesare, pentru că vorbim de 507 milioane de euro pentru produse de panificație, de 460 de milioane de euro produse procesate din lapte, de 118 milioane de euro produse procesate din tomate, de 124 de milioane de euro produse procesate din carne, de 1,1 miliarde de euro pe legume și fructe. Oficialul a vorbit și despre nevoia pentru o piață de desfacere pe care fermierii români o au, astfel încât să-și poată vinde producția, pentru că omul, dacă va vedea că are piață de desfacere, își va comensura în vreun fel marfa. Acesta a mai subliniat și că suma de 86,28 de miliarde de euro pe care statul a cheltuit-o anul trecut pe produse din import este nejustificată.